Construit în stil medieval, castelul de apă este un real simbol al Severinului. Trecut prin două războaie mondiale, castelul a devenit clădirea emblematică a municipiului nostru. Un adevărat reper din punct de vedere turistic, castelul de apă a devenit unul dintre cele mai importante atracții turistice din județ. Construit în 1910, castelul aproviziona la acea vreme cu apă orașul Drobeta-Turnu Severin. Cu o înălțime de 30 de metri, se spune că ar fi prima construcție de beton armat din Europa de Est. A fost transformat în 2013 într-un obiectiv pe care orice vizitator nu poate să îl rateze. Zeci de turiști și localnici intră în Castelul Artelor, cum se numește acum, și vizitează spațiile expoziționale. În vârf se ajunge fie pe scara cu 400 de trepte, fie cu un lift modern de sticlă. Bună ziua, bine ați venit la Castelul Artelor. Așteptăm turiștii și severinenii să ne viziteze. Avem în Castelul Artelor 4 nivele, la etajul 4. Avem panorama orașului, se vede orașul Drobeta-Turnu Severin și Dunărea, inclusiv insula Șimian, este o panoramă splendidă. La etajul 3 avem fotocale, o expoziție despre istoria insulei Adacale. Se descarcă pe telefoanele inteligente un program și personajele din insulă prind viață, foarte interesant. La etajul 2 avem expoziții din Serbia, datorită faptului că castelul a fost reabilitat între 2010-2012 printr-un program transfrontalier IPA România-Serbia. Deci la etajul 2 sunt expoziții din Serbia. La etajul 1 avem picturi cu pictori din Drobeta-Turnu Severin și de la Liceul Artelor, Iște Paulian. La parter avem suveniruri și tablouri tot semnate de pictori severineni. În 2010, primăria Drobeta-Turnu Severin a reușit să obțină fonduri nerambursabile pentru reabilitarea castelului de apă. 1 milion de euro, atât a costat refacerea turnului, care astăzi a devenit cea mai impunătoare clădire din municipiu. Încărcată de istorie, monumentala construcție găzduiește acum un centru cultural, dar și de informare a turiștilor. Castelul Artelor, situat chiar în centrul urbei de la Dunăre, a fost vizitat în ultimii ani de mii de turiști.